Lupta împotriva introducerii icoanelor în biserică. În secolele 8 și 9, în Imperiul și în Biserica Bizantină au avut loc vreme de peste 100 de ani lupte sângeroase între cei care au susținut introducerea icoanelor în biserici și cei care erau împotriva icoanelor. În continuare, vom vedea mai bine la ce se poate ajunge atunci când este încălcată porunca lui Dumnezeu dată prin Apostolul Pavel, care spune că femeia nu are voie să învețe pe alții, adică nu are voie să dea directive în Biserica lui Hristos. 1 Timotei 2, versetul 12. Iar aceasta nu este o chestiune misogină, este o chestiune din Biblie creștină. Dar au existat la început icoane în Biserica creștină? Este cunoscut faptul că în primele 5 secole ale erei creștine nu existau deloc icoane în bisericile creștine, deoarece creștinii din acele timpuri considerau că a face asemenea obiecte ar fi reprezentat o încălcare flagrantă a primelor două porunci din Decalog. Atunci a rostit Domnul înaintea lui Moise cuvintele acestea și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit și niciun fel de asemănare a niciunui lucru din câte sunt în cer sus și din câte sunt pe pământ jos și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor, nici să le slujești. Exodul 20, versetele 1-5. Textul este citat din Biblia editată de Biserica Ortodoxă Română, București, 1968. Catacombele și bisericile creștine care s-au păstrat din această perioadă ne arată că aceste locașuri de închinare erau cel mai adesea neîmpodobite, iar atunci când erau totuși decorate, se foloseau numai motive florare îmbinate cu imagini de plante, păsări și animale, și anume din cele care sunt menționate în Sfintele Scripturi. De exemplu, grâul, vița de vie, floarea de crin, palmierul, smochinul, măslinul, apoi mielul, peștele, porumbelul și așa mai departe. Toate aceste reprezentări aveau un rol pur decorativ. Totuși, spre sfârșitul secolului III, pe alocurea apar și reprezentări de chipuri umane, de exemplu, reprezentarea bunului păstor, ducând pe umeri oaia cea pierdută și acum regăsită. Însă decorarea caselor de rugăciune cu chipuri umane a fost interzisă de către sinodul de la Elvira, ținut în anul 306. Chiar și în următoarele două secole nu existau icoane în biserici. Autorul latin Lactantiu, în cartea sa De Mortibus Persecutorum, adică despre morțile persecutorilor, spune că în ziua de 23 februarie anul 303, când, din ordinul împăratului Dioclețian și a ginerului său Galeriu, s-a dat semnalul de declanșare a unei progoane contra creștinilor, prefectul orașului Nicomedia, împreună cu o puternică gardă militară, au venit la biserica creștină din oraș. Au spart porțile bisericii și, intrând în biserică, au căutat reprezentări precum statui sau icoane ale lui Dumnezeu creștinilor, deoarece romanii nu își puteau imagina un cult fără reprezentări al divinității. Dar nu au existat nimic din toate acestea decât numai niște scripturi cărora le-au dat foc imediat după care au devastat și jefuit biserica, iar în cele din urmă au și demolat-o. Despre episcopul Eusebiu de Cezarea se povestește că atunci când Constanța, sora împăratului Constantin cel Mare, i-a cerut o reprezentare a chipului lui Hristos, acesta i-a răspuns: Mă abțin să vă trimit un chip al lui Hristos, întrucât creștinilor nu le este îngăduit să-l reprezinte pe Dumnezeu în formă umană, după obiceiul păgânilor. Este de asemenea cunoscut că biserica Sfânta Sofia din Constantinopol, construită în timpul împăratului Justinian, 527-565, a fost inițial lipsită de icoane, neexistând acolo decât elemente cu caracter ornamental. Dar au pictat primii creștini icoane? Poate ați auzit de părerea pe care o au astăzi unii creștini care spun că doctorul Luca, autorul Evangheliei care îi poartă numele, ar fi fost și pictor și ar fi pictat icoane cu chipul Maicii Domnului. Există astăzi biserici și mănăstiri care chiar pretind că posedă astfel de icoane pictate de însăși mâna Sfântului Evanghelist Luca. De asemenea, se spune că atunci când Domnul Iisus mergea cu crucea în spate pe străzile Ierusalimului, fiind dus la răstignire, o femeie miloasă, pe numele său Veronica, i-a șters fața obosită și chinuită cu o maramă curată, iar pe maramă, în mod miraculos, s-a imprimat chipul Domnului. Se susține că ulterior, de pe această maramă, chipul Domnului a fost copiat pe icoane. Sunt oare adevărate aceste relatări? În Sfânta Scriptură nu găsim nimic care să le confirme. De asemenea, din datele istorice reprezentate mai sus, se vede că primele secole creștinii nu aveau și nu se închinau la icoane. Adevărul este că asemenea relatări nu sunt decât niște legende pioase inventate cu sute de ani mai târziu de către închinătorii la icoane. Ei au dorit ca prin asemenea povestiri care au mare priză în popor să dea un răspuns celor care pe bună dreptate se întrebau de unde au știut pictorii de icoane cum arată Domnul Iisus la față când era pe pământ sau care era chipul adevărat al Maicii Domnului. De asemenea, au dorit să-și creeze
cât de cât o bază istorică pentru susținerea părerilor lor și să-i facă și pe alții să creadă că obiceiul închinării la icoane ar fi existat încă de la început în biserica creștină. Teologii care au studiat aceste legende au arătat că însuși numele atribuit acelei femei, Veronica, nu este un nume real, neavând vreo corespondență realitățile istorice. Femeile din timpul acela nu purtau asemenea nume. El este un nume inventat ulterior, provenind din cuvintele Vera și Icon, adică adevărata icoană. Cuvânt sau imagine? Este cunoscut faptul că omul primește informația din jurul său în principal prin două organe de simț, prin auz și prin vedere. De asemenea, omul primește informația și cunoașterea despre lumea înconjurătoare prin două forme de cunoaștere, prin imagine și prin cuvânt. Imagine transmit foarte multe informații, de aceea simțul vederii este canalul prin care vine peste 90% din totalul informației pe care o primește omul. Informația transmisă prin cuvânt este mai limitată în ceea ce privește cantitatea de informație decât cea transmisă prin imagine. Este însă interesant să observăm că educația făcută prin intermediul cuvântului este mult mai profundă și de o calitate mult mai înaltă decât educația făcută prin intermediul imaginilor. Dar cum au apărut icoanele în biserici? Istoria bisericii creștine ne arată clar, cu multe dovezi, că în primele 5 secole creștinii nu au avut și nu s-au închinat la icoane. Obiceiul acesta a apărut mult mai târziu în biserică. Pe măsura trecerii timpului, sub pretextul că ar fi picturi cu caracter didactic, icoanele au pătruns treptat în bisericile creștine din secolele următoare, susținându-se că asemenea reprezentări pot fi foarte grăitoare și explicative, mai ales pentru neștiutorii de carte. Așa se face că în secolul 7, sinodul numit Quinti Sext, adică al 5-lea și al 6-lea împreună, ținut în anii 691-692, a permis zugrăvirea și chiar cinstirea icoanelor în biserici. Această hotărâre a deschis drumul pentru multe exagerări din partea credincioșilor, mai ales a femeilor care erau foarte atașate de icoane. Așa se face că unele icoane au început să fie considerate ca făcătoare de minuni. Au mai apărut și așa numitele icoane acheropoete, despre care se spune că nu sunt pictate de mâna omenească, ci de către îngeri. Aceasta duce în mod clar la idolatrie, întrucât oamenii își dirijau închinarea lor către obiectul material, deci către icoana propriu-zisă. Încercările împăraților bizantini de a stăvili cultul icoanelor. După anul 700, împărații bizantini împreună cu armata au început să se alarmeze, văzând că tot mai mulți creștini deveneau din ce în ce mai subjugați de icoane. De asemenea, ei erau deranjați de creșterea numărului și influenței călugărilor, mai ales că aceștia promovau cu mare sâr cultul icoanelor. Toate aceste exagerări ale adoratorilor icoanelor l-au determinat pe împăratul bizantin Leon al III-lea, numit și Isaurul, 717-740, să înceapă pe față lupta împotriva icoanelor. Acest împărat trăise în tinerețea sa în Orient și auzise adesea criticile musulmanilor care îi acuzau pe creștini de idolatrie. Este știut că musulmanii justificau războaiele lor de expansiune împotriva creștinilor, spunând că luptau împotriva unor popoare care se închinau la idoli. Când a ajuns împărat, Leon al III-lea a poruncit ca icoanele să fie așezate în biserici cât mai sus, așa încât oamenii să nu le poată atinge, având în vedere că unii ajunseseră la tot felul de superstiții ciudate, de exemplu, răzuiau vopseaua de pe icoane și o amestecau în vinul de la împărtășanii. Edictul din 726. În anul 726, Leon al III-lea, Isaurul, a dat un edict imperial prin care a poruncit să fie distruse toate icoanele din biserici și mănăstiri. El însuși a ordonat să fie dată jos o icoană care îl reprezenta pe Hristos și care era așezată deasupra porții de bronz a Palatului Imperial, spunând că împăratul nu poate îngădui imaginea unui Hristos fără glas și fără suflare, iar Sfânta Scriptură interzice reprezentarea unui Hristos numai în natura lui umană. Însă porunca împăratului s-a lovit de rezistența dârză a adoratorilor icoanelor, mai ales că ei credeau despre această icoană că este făcătoare de minuni. Atunci când un ofițer imperial numit Iovintus a urcat pe o scară ca să ducă la îndeplinire porunca împăratului și să dea jos icoana de deasupra porții palatului, niște femei bisericoase, înfuriate, s-au repezit și i-au smuls scara de sub picioare. Bietul om a căzut și a fost omorât în învălmășeala care s-a creat. La fel a pățit și un soldat care primise ordin să dea jos o cruce de pe o poartă a Palatului Imperial. Și el a fost omorât de un grup de femei și de călugări. S-a confirmat încă o dată un adevăr bine cunoscut și anume că oamenii sunt în stare de orice atunci când cineva se atinge de idolii lor. Dar nici împăratul nu s-a lăsat mai prejos. Soldații imperiali au năvălit cu forța în biserici și mănăstiri, distrugând toate icoanele care încăpeau pe mâna lor. Călugării fugeau care încotro căutând să ascundă pe unde puteau icoanele până va trece așa zisa prigoană. Călugării care erau prinși erau biciuiți și stiliți să renunțe la viața monahală și să se căsătorească. Celor care erau cunoscuți ca pictori de icoane li se tăia mâna dreaptă. În anul 728, împăratul a ordonat să fie acoperite cu vopsea sau cu var picturile cu subiecte religioase zugrăvite pe pereții unora dintre biserici. La 17 ianuarie 730, la Palatul Imperial s-a întrunit un consiliu ținut în mod secret la care au participat reprezentanții bisericii
politici și senatori, cu care ocazie adorarea și închinarea la icoane a fost declarată o crimă. Aceste măsuri au scindat populația Imperiului. Unii au aprobat din plin hotărârile împăratului, fiind denumiți iconoclaști, adică spărgători de icoane. Alții, în schimb, s-au declarat a fi împotriva împăratului și de partea icoanelor, așa numiții iconoduli, adoratorii icoanelor. Aceste cuvinte provin de la cuvintele grecești. Icon, icoană, clasmos, sfărâmare și dulos, rob, sclav, aici cu sensul de supus, adorator. Desigur, printre partizanii icoanelor s-au strecurat și toți nemulțumiții și dușmanii împăratului, care au căutat să profite cât au putut de aceste tulburări. În anul 726, partizanii icoanelor din Grecia și din insulele Mării Egee s-au răsculat alergându-l și proclamându-l drept împărat pe un oarecare Cosmas. Dar la 18 aprilie 729, flota lui a fost izbită de către flota imperială. Disperat, comandantul flotei răsculaților s-a aruncat în mare îmbrăcat în armură și s-a anecat, iar împăratul Cosmas a fost ulterior prins și decapitat. În Italia, orașul Ravenna s-a revoltat. Însuși Papa Grigore al III-lea, 715-731, i-a scris împăratului Leon al III-lea o scrisoare mustrătoare în care lua apărarea icoanelor. După aceste imagini, scria Papa, oamenii ignoranți își fac o idee despre esența lucrurilor reprezentate. Soți și soții ținând în braci prunci de curând botezați, povățuindu-i pe tineri ori pe străini, arată cu degetul spre icoane și astfel le educă mintea și inima, îndreptându-i spre Dumnezeu. Papa a organizat și un sinod care în noiembrie 731 a condamnat pe cei care distrugeau icoanele. Reacția împăratului a fost fulgerătoare. Flota imperială a debarcat pe țărmurile Italiei, posesiunile papei au fost confiscate și unele dioceze papale, adică teritorii aflate sub conducerea bisericii papale, au fost trecute sub autoritatea patriarhului de la Constantinopol. Asemenea, tulburări au continuat până la moartea împăratului survenită pe 18 iunie 741. Lupta a fost continuată cu și mai mare ardoare de împăratul Constantin al V-lea, fiul lui Leon al III-lea. La scurtă vreme după proclamarea lui ca împărat, Artabasdos, cumnatul său, a organizat un complot împotriva împăratului în 742. Artabasdos era susținut de fiii lui și a reușit să-l atragă de partea lui și pe Anastasios, patriarhul Constantinopolului. Complotiștii s-au folosit de faptul că împăratul Constantin al V-lea, care la data aceea avea numai 25 de ani, plecase în Frigia într-o expediție împotriva musulmanilor. În lipsa lui Constantin al V-lea, Artabasdos, uzurpatorul tronului, a fost încoronat ca împărat în locul lui Constantin, încoronarea fiind făcută cu tot fastul de către Anastasios, patriarhul Constantinopolului, care a acceptat să se alăture complotiștilor. Însă în anul următor, 743, Constantin și-a recucerit tronul. El s-a îndreptat cu armata spre capitală și a reușit să-i învingă pe rebeli în două bătălii. Ca urmare, Artabasdos și fiii lui au fost pedepsiți prin mutilare și apoi trimiși în exil. Împăratul l-a pedepsit și pe patriarhul Anastasios, care susținuse complotul, scoțându-l din funcție. Fostul patriarh a fost urcat în pielea goală pe un măgar cu fața spre coada măgarului și purtat prin hipodrom în huiduielile mulțimii. Sinodul iconoclast din 754. Constantin al V-lea a convocat un sinod al bisericii, care s-a ținut între 10 februarie și 24 august 754 și la care au participat 338 de episcopi sub conducerea lui Teodosie, episcopul Efesului, scaunul patriarhal fiind vacant în acel moment. Acest sinod, care în prezent nu este recunoscut de către Biserica Ortodoxă, s-a ținut în Palatul Imperial de la Hieria, pe țărmul asiatic al Bosforului. El a anulat hotărârea sinodului anterior din 692 care permisese închinarea la icoane și a aprobat edictul imperial din 726. Sinodul a hotărât scoaterea cultului icoanelor și a cultului moaștelor din biserici, declarându-i eretici pe toți cei ce se închină lemnului și oaselor. Sinodul l-a anatemizat, adică l-a pus sub blestem, și pe teologul Ioan Damaschin, cel care în scrierile sale apărase cu înfocare cultul icoanelor. S-a mai hotărât că toți cei care fac, venerează sau păstrează icoane în casele particulare sau biserici să fie tratați ca dușmani ai lui Dumnezeu și ai Sfintelor Scripturii. În urma hotărârilor acestui sinod, împăratul Constantin al V-lea a ordonat ca sfinții pictați pe pereții bisericilor să fie acoperiți cu un strat gros de var, revenindu-se la vechea decorație cu motive florare și geometrice. De asemenea, s-a dat ordin ca moaștele care erau adorate în unele biserici să fie aruncate în mare. Desigur, toate aceste măsuri s-au izbit de rezistența dârză a călugărilor și a unei părți a populației, mai ales femei care ascundeau moaștele și icoanele pe unde puteau. De aceea, împăratul a început prigoana și împotriva mănăstirilor și a călugărilor pe care îi numea purtătorii întunericului.
Unele mănăstiri au fost desființate, iar pământurile lor confiscate. Sute de călugări au fost obligați, sub amenințarea pedepsei cu moartea, să se căsătorească și să revină la viața civilă. Alții au fugit în partea occidentală, adică vestica Imperiului, în Italia, punându-se sub protecția papei. Constantin al V-lea a avut o domnie lungă, 741-775, dar furtunoasă. Dușmanii lui s-au unit de mai multe ori încercând să-l răstoarne de la domnie, dar fără a reuși. Împăratul a purtat și multe războaie victorioase care au urmărit puterea Imperiului, organizând expediții împotriva arabilor și cucerindu-le unele teritorii. A protejat populația creștină din teritoriile cucerite de arabi creștini, care în mare parte erau paulicieni, mutându-i în alte zone ale Imperiului mai puțin populate. În același timp, a luptat împotriva bulgarilor, stăvilindu-le expansiunea spre inima Imperiului. Împăratul a fost un om energic și viteaz. El a fost și cel mai activ iconoclast, adică adversar al icoanelor, dintre împărații care au domnit în această perioadă a Imperiului Bizantin. În decembrie 769, împăratul Constantin al V-lea și-a căsătorit fiul pe Leon al IV-lea cu Irina, o fată de 17 ani din Atena, vestită de frumoasă și provenind dintr-o familie nobilă. Din nefericire, fata fusese crescută de mică în cultul icoanelor. Știind acestea, la nunta ei, Irina fusese pusă să promită cu jurământ că nu se va mai închina la icoane și nu va promova cultul icoanelor în timpul vieții ei. După moartea lui Constantin al V-lea, pe 14 septembrie 775, a urmat la domnie fiul lui Leon al IV-lea. A fost un împărat slab, care a domnit numai 5 ani. Leon al IV-lea a evitat să se amestece în lupta împotriva icoanelor și a acceptat cu îngăduință revenirea călugărilor iconoduli în biserici, ba chiar le-a permis să ocupe și slujbe bisericești înalte. Soția lui Irina, deși jurase, a continuat să se închine la icoane în secret. Ea se amesteca în politica statului și sprijinea pe ascuns pe cei ce adorau icoanele. În anul 780, împăratul Leon al IV-lea a descoperit în dormitorul lui două icoane. Legătura dintre cei doi soți s-a întrerupt și Irina a fost îndepărtată de la Palatul Imperial. În vara acelui an, împăratul a descoperit și un șir de comploturi împotriva sa. În consecință, pe lângă faptul că i-a pedepsit pe uzurpatori, a declanșat o prigoană contra iconodulilor, mulți dintre ei fiind exilați. Cei doi soți n-au mai apucat să se împace. La sfârșitul acelui an, împăratul s-a îmbolnăvit și a murit pe 14 septembrie 780, nefiind exclusă varianta otrăvirii lui. Fiul său, Constantin al VI-lea, era minor, așa că Irina, care avea pe atunci aproximativ 28 de ani, a rămas împărăteasă preluând puterea până la majoratul fiului ei. Rămasă singură, la conducerea Imperiului, Irina a început să pregătească condițiile care să permită restabilirea cultului icoanelor. Pavel, patriarhul Constantinopolului din acea vreme, mare adversar al icoanelor, a fost destituit. El a fost înlocuit cu Tarasie, care până atunci fusese secretar al împărătesei. Pentru a fi înscăunat ca patriarh, Tarasie a fost trecut în numai câteva zile prin toate gradele ierarhice bisericești. În vara anului 786, crezându-se stăpână pe situație, împărăteasa a convocat un nou sinod al bisericii. Acest sinod a fost deschis la 1 august 786 la Nicea, fiind prezidat de noul patriarh Tarasie. La solemnitatea de deschidere a participat și împărăteasa Irina împreună cu fiul ei Constantin al VI-lea, numit și Porfirogenetul, cel născut în purpură. În acest sinod, care ar fi restabilit cultul icoanelor, nu s-a putut pronunța deoarece a intervenit armata care era împotriva icoanelor. Mulți dintre ofițerii imperiali de rang înalt își mai aduceau aminte cum participaseră la luptele împotriva icoanelor sub comanda strălucitului împărat Constantin al V-lea. Înțelegând ce va urma, detașamentele de ostași imperiali au intrat cu forța în sala unde avea loc consiliul și cu săbile în mână au împrăștiat pe episcopii care fusese reconvocați. Dându-și seama că se grăbise, împărăteasa Irina a declarat sinodul închis. În lunile următoare, ea a acționat cu multă dibăcie. Mai întâi, a îndepărtat de la palat trupele ai căror comandanți erau adversari ai icoanelor sub pretextul trimiterii într-o campanie împotriva arabilor, o campanie fictivă. Imediat, împărăteasa le-a înlocuit cu alte unități militare aduse din Tracia și care îi erau ei credincioase. După ce s-au îndepărtat, unitățile militare au fost oprite, desființate și dezarmate. Sinodul iconodul din 787. În anul următor, 787, împărăteasa Irina a convocat un alt sinod, tot la Nicea. Acest sinod, ținut între 24 septembrie și 13 octombrie 787, a anulat hotărârile sinodului iconoclast din 754. Acum s-a hotărât că închinarea la cruce, la Evanghelie, la icoane și la moaștele sfinților este bună și bine plăcută lui Dumnezeu. Citez, mergând pe o cale împărătească și urmând învățătura inspirată a părinților noștri și tradiția Bisericii Universale, căci știm că aceasta este Duhul Sfânt, care locuiește întrânsa, hotărâm cu toată grija și precizia că, după cum se cinstește chipul cinstitei și de viață făcătoarei cruci, tot așa să se sugrăvească sfintele icoane în culori, mozaic și pe alte materii potrivite, în sfintele lui Dumnezeu biserici, pe vasele și veșmintele sfinte, pe ziduri și scânduri, în case și pe drumuri, atât icoane
prihana Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a preacuratei Sfintei noastre Născătoare de Dumnezeu, cât și icoanele îngerilor și ale tuturor sfinților. Este interesant să observăm că în pasajul citat mai înainte, la sfârșitul părții a treia a articolului, sinodul nu pomenește niciun cuvânt despre autoritatea Sfintei Scripturi, arătând că își bazează hotărârile pe autoritatea părinților, bisericii și a tradiției. Așa cum s-a mai spus, închinarea la icoane sau la alte obiecte este în contradicție clară cu porunca a doua din Decalog, care spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Cartea Exodului 20, versetele 4-5. Dar sinodul a argumentat că atunci când se închină la icoane, drept credincios, și nu se închină materialului din care este făcută icoana, ci sfântului care este zugrăvit pe ea. Sinodul a mai hotărât că pentru cinstirea acestor obiecte considerate sfinte se vor face tămâieri și se vor aprinde lumânări. De asemenea, a fost ridicată anatema care fusese aruncată în 754 asupra lui Ioan Damaschin și asupra scrierilor lui. La sfârșitul sinodului, împărăteasa Irina a semnat emoționată cu mâna ei aceste hotărâri ce puneau în toate drepturile icoanele care erau ei atât de dragi. Apoi, împărăteasa și fiul ei au fost aclamați de membrii sinodului ca pe noul Constantin și noua Elenă. Icoanele au fost scoase din ascunzător și duse cu mare alai în biserici. La aceste procesiuni au fost siliți să meargă și dușmanii învinși, iconoclaștii, îmbrăcați în saci cu lumânări groase în mână în semn de penitență. Irina a fost o femeie foarte setoasă de putere. În primăvara anului 790, văzând că fiul ei ajunge la vârsta majoratului și va trebui să-i cedeze tronul, s-a declarat pe sine autocrator al romanilor, adică împărat, și a cerut armatei să jure că nu va permite fiului ei să domnească în timpul vieții ei. Însă armata s-a revoltat, bineînțeles. Trupele aflate sub comanda strategului generalului, Alexios Muselem, au intrat în capitală și l-au pus pe tron pe Constantin al VI-lea, fiul ei. După încoronare, acesta i-a exilat pe toți favoriții mamei lui, iar pe ea a pus-o sub domiciliu forțat. Dar în anul următor, tânărul împărat a făcut greșeala de a-i reda mamei sale titlul de Augustă, îngăduindu-i să revină la Palatul Imperial. Însă Irina era prea setoasă de putere ca să se potolească. Ea a continuat intrigile împotriva fiului ei. A reușit să-l facă să se dușmănească chiar cu generalul Alexios, binefăcătorul lui, cel care îl pusese pe tron. Generalul nedreptățit s-a răsculat împreună cu trupele sale, însă răscoala a fost înăbușită în sânge de către trupele guvernamentale. De partea ei, Irina făcea tot ce putea pentru a-l discredita pe fiul ei în ochii supușilor. L-a determinat să divorțeze și să se recăsătorească, fără acordul patriarhului, cu Teodota, o femeie de la curtea imperială care, după tânărul împărat, se aprinsese de patimă. Aceste fapte ale împăratului au provocat un scandal imens la curte. Clerul s-a dat de partea Irinei, mai ales că ea făcuse și mari donații bisericii. Pe plan extern, acțiunile militare ale tânărului împărat nu au fost încununate de succes. Cea mai gravă înfrângere a fost cea din primăvara anului 797, pornită împotriva arabilor, peste care în vremea aceea domnea la Bagdad strălucitul calif Harun al-Sharid. A domnit între anii 786 și 809. Deși fusese condusă personal de împărat, armata bizantină a fost înfrântă și asta mai ales din cauza trădării șefilor de stat major care făcea jocul Irinei. Această campanie, încheiată atât de jalnic, a subminat definitiv autoritatea împăratului. Până la urmă, mama lui și-a atins țelul. Constantin al VI-lea a fost detronat, după care Irina a dat ordinul unui călău să-i scoată ochii fiului ei ca să nu mai poată să domnească niciodată. Nefericitul ordin a fost executat pe data de 15 august 797, chiar în aceeași sală de porfir a Palatului Imperial în care el se născuse cu un sfert de secol în urmă. Aceasta este femeia care a băgat icoanele înapoi în biserică. Și voi credeți în icoane. Bravo, fraților! Poporul nu s-a revoltat și nu i-a luat apărarea, deoarece tânărul Constantin al VI-lea, deși avea un caracter războinic și viteaz, se dovedise în același timp un tânăr obraznic și destrăbălat care își dobândise o faimă proastă datorită nepriceperii lui în conducere și mai ales faptele lui urâte. Pe de altă parte, Irina și-a sărbătorit triumful cu mult fast, ocazie cu care a împărțit sume mari de bani mulțimilor, câștigând simpatia poporului.
Fiul ei, Orb, a mai trăit câțiva ani după aceea într-un alt palat, sub pază severă, fiind însoțit de Teodote, care i-a rămas credincioasă. Irina a mai domnit încă un timp, însă domnia ei a fost plină de tulburări. Împărăteasa a irosit banii visteriei imperiale, făcând mari donații bisericii și mai ales mănăstirilor. În plus, palatul imperial devenise un viespar de intriganți. Armata lăsată fără control s-a dezorganizat și și-a pierdut capacitatea de luptă. În Grecia s-a declanșat o revoltă care a putut fi înăbușită cu mare greutate. În toamna anului 802, pe 31 octombrie, Irina a fost detronată de către demnitarul Nikefor, un om influent de la curte, dar despre care se spunea că în tinerețe fusese păzitor de porci. Acesta a pus mâna pe domnie fără vărsare de sânge printr-un șiretlic. Într-o dimineață, el s-a prezentat în fața gărzilor palatului împărătesei, cărora le-a citit un decret fals, în care spunea că împărăteasa a declarat că renunțase la domnie și l-a numit pe Nikefor în locul ei. Comandatul gărzilor nu a verificat cu atenție documentul, permițând intrarea în palata lui Nikefor și a oamenilor lui. Când și-au dat seama de înșelătorie, era prea târziu. Fosta împărăteasă a fost exilată. A fost trimisă mai întâi la o mănăstire de pe insula Principos și, în scurt timp, la alta de pe insula Lesbos. În anul următor, 803, ea a și murit acolo, fiind jelită numai de călugării pe care îi îmbogățise cu banii statului și care acum se mirau cum de a îngădui Dumnezeu ca o femeie atât de vlavioasă și care se ostenise într-o dreaptă credință să fie detronată de un porcar, după cum scrie cu năduf un cronicar al vremii numit Teofanes. După detonarea Irinei, Nikefor a fost proclamat împărat și a domnit 9 ani, timp în care a făcut ordine în imperiu și a reumplut visteria statului. Nikefor a fost și el un adorator al icoanelor. Acesta a murit într-o luptă cu bulgarii pe 26 iulie 811. Crum, hanul, adică regele bulgarilor, i-a tăiat capul care a fost expus într-o suliță. Pe urmă, craniul a fost predat unui meșter bijutier care să facă din el pentru han o cupă ferecată din argint. Sinodul iconoclast din 814. După detonarea Irinei, luptele între partizanii și adversarii icoanelor au reizbucnit în timpul împăratului Leon al V-lea, numit Armeanul, 813-820, un general energic și capabil. Deoarece împăratul nu se considera a fi el însuși un expert în problemele bisericești, a încredințat în 814 sarcina de a face o examinare atentă a problemei icoanelor unui vestit teolog numit Ioan Grămăticul, un om de mare cultură. După o lungă examinare a scripturii și a documentelor păstrate de la părinții bisericii din primele secole de creștinism, Ioan Grămăticul a ajuns la concluzia că închinarea la icoane este o practică dăunătoare, străină bisericii lui Hristos și care trebuie interzisă. În consecință, în anul 815 a fost convocat un alt sinod bisericesc. Luând cuvântul în sinod, împăratul a spus: voi vedeți că toți suveranii care au recunoscut icoanele și se închinau lor au murit fix în exil sau în război. Numai cei ce n-au venerat icoanele au murit de moartea lor pe trup și fiind mutați cu cinste în cavourile împărătești, au fost înmormântați în Biserica Sfinților Apostoli. Sinodul a casat hotărârile sinodului din 787, cel prezidat de împărăteasa Irina, și a hotărât interzicerea confecționării icoanelor și închinarea la ele, închinare despre care au spus că fusese restabilită datorită naivității femeiești, aluzie la împărăteasa Irina. Iconoclasmul primelor secole creștine. Unii găsesc originea iconoclasmului chiar în primele secole, în neputința unor teologi de a înțelege sensul simbolic și educativ al icoanelor și de a face distinție între cinstirea ei și idolatrie. Discuții în legătură cu cinstirea icoanelor au avut loc în Spania la sinodul de la Elvira 300-306, iar părinții și scriitorii bisericești ca Justin Martirul, Atenagora din Atena, Tertulian, Epifaniu de Salamina, Eusebiu de Cezarea și alții, mai târziu au manifestat rezerve față de cinstirea icoanelor. Folosirea abuzivă a cultului icoanelor. Fără îndoială, odată cu răspândirea cultului sfintelor icoane, s-au înmulțit și abuzurile, iar credința populară nu era, desigur, mereu liberă de aceste utilizări abuzive ale icoanelor. Unii creștini împodobeau zelos bisericile, considerând că acest fapt era suficient pentru mântuirea lor. Sfântul Amfilohie de Iconium denunțase acest lucru încă din secolul al IV-lea. Pe de altă parte, existau unele forme de venerare a imaginilor sacre care semănau leit cu profanarea. Asteria Alamasiei povestește că, în secolul al VII-lea, imaginile brodate ale sfinților ornau veșmintele de ceremonie ale membrilor aristocrației bizantine.
la Alexandria, domni și doamne se plimbau pe străzi îmbrăcați în haine ornate cu imagini sacre. O venerare excesivă a icoanelor avea loc chiar în practicile curente din biserică. Astfel, icoanele erau luate uneori drept nași și nașe de botez sau ca nași de călugărie. Existau fapte încă și mai curioase. Anumiți preoți răzuiau culorile icoanelor, amestecându-le cu sfintele daruri și distribuind acest amestec credincioșilor, ca și cum trupul și sângele lui Dumnezeu ar fi trebuit completate cu ceva sfânt. Această practică amintește de un alt abuz răspândit, acela de a bea ulei din candelele care fusese aprinse la icoane sau moaște. Alți preoți oficiau Sfânta Euharistie având o icoană drept altar. La multe din minunile care erau relatate și crezute în legătură cu icoanele, au existat cu siguranță unele a căror autenticitate a fost contestată pe drept cuvânt de iconoclaști. Astfel, erau unele așa zise minuni făcute de icoana Maicii Domnului, din al cărui sân curgea din când în când lapte, care după examinare se dovedea a fi fost introdus în icoană prin spate printr-un tub subțire. De partea lor, credincioșii concepeau uneori venerarea icoanelor într-un chip prea literal. Ei cinsteau mai puțin persoana reprezentată, cât imaginea însăși. Toate acestea se apropiau de magie sau intersectau formele decadente ale păgânismului. Astfel de atitudini intrigau profund o serie de credincioși care nu erau foarte bine încoronați în ortodoxie, ba unii dintre aceștia ajungând să refuze cu totul icoanele. Cea mai revoltătoare latură a cultului icoanelor pentru iconoclași nu era totuși abuzul, totdeauna posibil, ci faptul că icoanele erau de fapt respectate. Semnele exterioare ale acestui cult erau lumânările sau candelele, tămâia, sărutarea, închinarea. Toate aceste forme văzute ale cultului sfintelor icoanelor aduceau aminte într-un mod îngrijorător de practicile păgâne ale idolatriei. Puteau oare simpli credincioși să înțeleagă subtilele distincții teologice între cinstire și adorare cu care teologii se apărau împotriva reproșului potrivit căruia cultul icoanelor era o adorare a chipurilor materiale? Apărătorii icoanelor, teologii și preoții, aveau datoria să amintească și să explice în mod repetat, atât laicilor cât și călugărilor, că icoanele trebuiau să fie cinstite, iar adorat putea fi numai Hristos, cel reprezentat în icoană. Toate acestea întăreau pe adversarii cultului icoanelor în convingerea lor conform căreia cultul icoanelor era incompatibil cu puritatea creștinismului, iudaismul și islamul. Acestor culte li se adăugau iudeii și musulmanii care venerau în icoane renașterea idolatriei și politeismului. Totuși, atitudinea evreilor față de arta plastică nu a fost întotdeauna unitară, dovedindu-și periodic deschiderea. Dar în momentul nașterii islamului, evreii au reînceput să respecte cu mare strictețe interzicerea imaginilor, prevăzută de legea Vechiului Testament, nu numai că nu-și mai decorau cu imagini sinagogile, ci în primele veacuri creștine, dar chiar ajunseseră să le distrugă pe cele existente. Sinagogile de la Ain Dug și Beth Alfa păstrează urmele acestor distrugeri. Andre Grabar constata că islamul nu trebuie socotit ca fiind iconoclastic, ci în cel mai înalt grad anticonic. În secolul 7 a început invazia arabilor musulmani care au cucerit Siria și Palestina, au traversat Asia Mică ajungând la Constantinopol în anul 717. Împăratul Leon al III-lea, Isaurul, i-a respins în 718. La începuturile domniei lor, arabii erau în genere destul de toleranți față de imaginile creștine din teritoriile pe care le ocupaseră. În 723, califul Yezid a dat dintr-o dată ordinul ca toate icoanele din bisericile creștine de pe teritoriul său să fie scoase afară. Musulmanii au vânat atunci icoanele, dar trebuie spus că persecuțiile lor nu au avut probabil un caracter consecvent și sistematic. Primul împărat iconoclast și totodată primul care a declanșat lupta împotriva icoanelor a fost Leon al III-lea, Isaurul, după cum am mai spus și mai devreme. Al doilea împărat iconoclast a fost Constantin al V-lea, compronimul fiul lui Leon al III-lea. Asociat la tron de către tatăl său, de la vârsta de 2 ani, a trăit întreaga viață în medii iconoclaste. El însuși a luat parte activ la disputele iconoclaste, pregătind sinodul de la Hierea din 754. La un oarecare timp după sinodul din 754, când cinstirea icoanelor era oprită atât de legile imperiale cât și de cele ale bisericii, Constantin al V-lea a dezlănțuit o prigoană fără precedent împotriva iconofililor, obligând pe toți supușii să jure că nu vor mai cinsti icoanele. Cei care nu s-au supus au fost maltratați sau uciși. Persecuția s-a extins chiar asupra înalților demnitari imperiali, care au fost umiliți în public, orbiți, exilați, ori chiar uciși. Patriarhul Constantin, pe care împăratul îl numise la sinodul din 754, a fost destituit și apoi chiar torturat și executat.
Operele de artă religioase au fost distruse și înlocuite de scene care se inspirau din natură ori din expedițiile militare ale împăratului. Ura a mers atât de departe încât a depășit hotărârile sinodului, hotărâri care priveau doar cultul icoanelor și a moaștelor de sfinți și s-a extins asupra cultului sfinților și al Maicii Domnului. Această teroare a luat sfârșit odată cu moartea lui Constantin al V-lea. Politica sa religioasă a lăsat posterității amintirea unei epoci de o cruzime îngrozitoare. Memoria sa a fost atât de urâtă încât rămășițele sale pământești au fost scoase din Biserica Sfinților Apostoli în perioada restabilirii cultului icoanelor. Numai victoriile sale împotriva bulgarilor a făcut ca poporul să meargă la mormântul său cu recunoștință în momente în care soarta Bizanțului era pusă în cumpănă de invaziile acestora. Domnia următorului împărat iconoclast Leon al IV-lea a însemnat o perioadă de tranziție spre restabilirea cultului icoanelor. Deși atașat tradiției iconoclaste, ca fiu al împăratului Constantin Compronimul, nu a ezitat de altfel să arunce în închisori chiar pe înalți funcționari. Apoi a urmat la tron împărăteasa Irina, care a restabilit cultul icoanelor prin sinodul al VII-lea ecumenic de la Nicea din 787. După împărăteasa Irina, tronul a revenit lui Nichifor I, care nu a luat măsuri nici în favoarea icoanelor, nici împotriva lor. Dar cel care i-a urmat la tron, Leon al V-lea, armeanul, ofițer distins prin calitățile sale militare și deci provenit din mediul puternic iconoclast al armatei, avea să declanșeze faza a doua a iconoclasmului. Imediat după urcarea la tron, el a început să-și arate convingerile sale iconoclaste. Într-un cerc de prieteni apropiați ar fi declarat: "Vedeți că toți împărații care au adus cultul icoanelor și le-au venerat au murit fie în exil, fie pe câmpul de luptă, numai aceia care n-au cinstit icoanele au murit de moarte bună. Toți acești împărați au fost înmormântați cu cele mai mari onoruri în Biserica Sfinților Apostoli. Eu doresc să le urmez exemplul și să distrug icoanele." Ortodoxii au fost din nou martirizați, iar icoanele, cărțile sau vasele sfinte decorate cu imagini au fost distruse. Iconoclasmul era predat în școli și figura în manuale. Leon al V-lea a fost ucis în ziua de Crăciun în anul 820 în timpul Sfintei Liturghii în Catedrala Sfânta Sofia de către un vechi tovarăș de arme, Mihail de Amorium. Acest ucigaș avea să urmeze la tron sub numele de Mihail al II-lea. Om fără cultură, a adoptat o poziție rezervată față de problemele religioase, necunoscând nici sinodul al VII-lea ecumenic, dar nici pe cele iconoclaste. În sinea lui era însă iconoclast, ca unul ce provenea din Frigia, centru puternic iconoclast. Această convingere l-a determinat să dea fiul spre conducere lui Ioan Gramaticul, cunoscutul iconoclast, și să nu reinstaleze ca patriarh pe Nichifor, ci tot pe un iconoman. Totuși, politica iconoclastă a împăratului a fost în descreștere, el adorând cu multă pietate pe Maica Domnului și pe sfinți. Persecuțiile au încetat, exilații au revenit, dar nu a restabilit cultul icoanelor. Situația s-a schimbat sub domnia lui Teofil, fiul și succesorul lui Mihail al II-lea. Spre deosebire de tatăl său, care abia putea citi și scrie, acesta a fost un om cu instrucție aleasă. El își dobândise nu numai cunoștințe de cultură bizantină, dar și de artă arabă, iar formația i-o datora lui Ioan Gramaticul, viitorul patriarh. Anii de domnia lui Teofil înseamnă, pe de o parte, ultima înflorire a iconoclasmului, pe de alta, perioada celei mai mari influențe a culturii arabe în lumea bizantină. Persecuțiile n-au fost atât de dure ca în trecut. Soția lui Teofil era o iconodulă ce provenea din Paflagonia. Teodora, împărăteasa care avea să restabilească pentru totdeauna cultul icoanelor în anul 843, imediat după moartea soțului ei. Motive religioase. Alți autori caută cauzele începerii iconoclasmului în cercurile imperiale în reforma religioasă. Înainte de toate, lupta împotriva icoanelor este un fenomen religios, un conflict pentru o adevărată religie, pentru o purificare a bisericii sau pentru o închinare în duh și adevăr. Împăratul Leon al III-lea s-a simțit chemat să restabilească adevărata religie în imperiu, care prin cultul icoanelor fusese necinstită și trădată. Odată ajuns la conducerea imperiului, el se va considera împărat și preot cu drept de control asupra problemelor bisericești și laice și va impune iconoclasmul ca doctrină oficială a imperiului în probleme religioase. El socotea că prin aceasta va purifica religia creștină de rămășițele păgânismului, reducând-o la înălțimea și puritatea ei originară. Pentru el, cultul icoanelor este cultul zeilor păgâni care trebuie nimicit. Ozia, regele iudeilor, după 800 de ani a înlăturat din templu șarpele de aramă, iar eu, după 800 de ani, am făcut să se scoată zeii din biserici. Leon al III-lea se considera un al doilea Moise, rânduit de Dumnezeu, regele preot, pastor al poporului Dumnezeu, adică al Imperiului Roman. Împăratul Constantin al V-lea, Compronimul, a dus și mai departe doctrina hieratistă. În vederea pregătirii sinodului de la Hiera, împăratul a alcătuit personal 13 scrieri teologice. Scrierile sale au fost discutate în sinod, iar concluziile dogmatice sintetizate într-un horos.
Potrivit acestui Horos, împărații sunt arătați ca egali cu apostolii, investiți cu puterea Duhului Sfânt nu numai pentru a desăvârși și învăța omenirea, dar și pentru a combate erezia diavolească. Același împărat a negat în cadrul sinodului chiar posibilitatea de mijlocire a sfinților și a fost împotriva cinstirii moaștelor, de asemenea ar fi condamnat practica de a invoca pe Maica Domnului ca mijlocitoare. Împărații erau ferm convinși în legitimitatea faptelor lor înaintea lui Dumnezeu. Declanșarea luptei împotriva iconelor de către Leon al III-lea a fost prelejuită de o erupție vulcanică ce a avut loc în anul 726 între insulele Terra și Terasia și a produs un cutremur. În acest fenomen natural, împăratul a văzut dovada mâniei lui Dumnezeu din cauza idolatriei pe care o constituia cinstirea icoanelor. Anul 726 reprezenta totodată anul începerii persecuției împotriva icoanelor. Împăratul Leon Armeanul era încredințat că predecesorii săi iconoclaști au fost ajutați de Dumnezeu. Pe de altă parte, împărații explicau atât înaintarea islamului, care se făcea simțită în mod clar și irezistibil, cât și prăbușirea imperiului ca pe o pedeapsă a lui Dumnezeu, care a afectat tot atât de mult poporul lui Dumnezeu ca altădată poporul lui Israel, ori de câte ori acela cădea în adevărata cinstire a lui Dumnezeu. Eliberarea ca prin minune a orașului imperial de flota arabă, spectaculoasele succese militare ale lui Leon și Constantin în lupta împotriva islamului, n-au făcut decât să devină și mai clară ideea că mișcarea împotriva icoanelor constituia o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru imperiu. Această validare evidentă a reformei pe care împărații o intenționau în imperiu și în viața religioasă a făcut ca mulți oameni ai bisericii să ajungă la convingerea că împăratul, prin acțiunea de distrugere a icoanelor, înfăptuia voința lui Dumnezeu. Astfel, episcopii de la sinodul iconoclast din 754 au comparat pe împărați cu apostolii pe care i-a chemat Hristos ca să distrugă pretutindeni cultul zeilor. În cea mai pură descendență constantiniană-eusebiană, suveranii iconoclaști se considerau inspirați și chemați ca și apostolii direct de la Dumnezeu ca să readucă biserica bizantină printr-o amplă operațiune de epurare la puritatea tradiției apostolice amenințate prin cultul icoanelor de o lentă, dar sigură alunecare spre politeismul păgân. Împărații iconoclaști, la fel ca și toți oamenii timpului lor, erau foarte pioși, uneori cu preocupări teologice, grijuli să nu atragă prin comportarea lor mânia divină și, mai presus de toate, voiau să purifice religia creștină de tot ce le se părea că este idolatrie. Dragilor, acesta a fost materialul de astăzi. Fiecare dintre noi trage concluzia pe care o dorește. Eu v-am prezentat doar niște fapte istorice și atât. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și mai ales un subscribe, fiindcă nu vă costă decât un click, după cum am mai spus. Eu am fost Bogdan, tu ai fost pe canalul De Toate Pentru Nimeni, până data viitoare, te-am!